Bună ziua, sunt Mihai Rus de la stuparu.ro. Astăzi este 14 martie 2018. Așa cum v-am promis, revin în Stupina Mare ca să fac o hrănire cu turtă proteică în principiu, dar la stupii la care văd că nu au destulă rezervă de miere, dau și turtă energetică. Rezervele de hrană nu trebuie să lipsească acum în primăvară pentru a nu face familia să facă economie și să nu pună destul puiet. Pe finalul acestui film o să vă arăt și cum facem o hrănire în boxy-bi la toți stupii deodată, fără prea mult efort. Să trecem la treabă. Consum aproape complet. Doar aici un pic într-un colț a mai rămas să aibă live după două săptămâni și dacă este vreme caldă depune și iarna. Cam așa arată ramele cu puiet. Am ridicat un pic stupul și este destul de ușor, așa că o să-i administrăm și un pic de turtă energetică ca și completare pe lângă turta proteică. Turta proteică. Aș fi întors podișorul, dar în cazul ăsta, dacă are nevoie de turtă energetică și am nevoie de spațiu sub podișor, rămâne tot așa în poziția de hrăniri. Să vedem ce descoperim și la următorul. Aici avem un podișor micot. Albinele aproape au terminat turta proteică. Voi deschide de data asta să verificăm un pic și puietul. Până acum n-au fost deschiși. O ramă goală pe plastic. O ramă de păstură. Aici ar cam trebui să apară puietul. Da, avem și matca marcată cu galben. Și puiet destul de mult. Ramă de plastic. Dacă tot am umblat în stup, să notăm și în boxy-bi ce am văzut. Da, e un stup mai slab. Edităm ramele. Din ce am văzut, primele două ar fi cu puiet. Pardon, a doua și a treia. Avem două rame cu păstură. Două rame goale. Și două rame cu ceva miere parțial. Așa. Cam așa arată. La rezumat, tocmai am văzut matca din 2017, marcată cu galben. Originea cred că este cea rămas după o roire naturală, din păcate. Așa. Este slab în primăvară. Pentru schimbarea de matcă. Din păcate, în toamnă nu am notat să văd un pic cum a intrat în iarnă. Dacă a intrat slab, atunci nu neapărat că e o matcă slabă, dar trebuie văzut cum se dezvoltă. Dacă nu reușește să se dezvolte în primăvară,
îl marcăm pentru înlocuirea mărcii. Cu acestea am salvat datele în aplicația Boxibi și le vom avea de aici înainte în aplicație. Cam așa arată un alt stup. După greutate și acesta este fără prea multă hrană. A consumat toată turta proteică, cu jumătate de kilogram. O să mai primească încă o jumătate de kilogram și un pic de energetic. Haideți să aruncăm și o scurtă privire să vedem dacă este puiet. Mă aștept să fie la cum arată. Să scot cealaltă daltă. Daltă aceasta turbo ajută destul de mult când e vorba de scos prima ramă, creează spațiu. Rama e foarte ușoară, ceea ce cred că va spune puiet, dar să vedem. O mică lipsă de căpăcit. Dacă e mai extins, dar nu e foarte extins. O să mai scot o ramă, că sunt curios să văd și mai mult puiet larvar, să nu cumva să fie o problemă. Nu este larvar. Ce mi se pare o problemă. Sunt câteva ouă, dar nu foarte multe. Ceva nu pare în regulă, așa că vom lăsa o notiță la stupul 3, turta proteică, și vom da și energetic chiar destul de mult, că aici am un pic îngrijorător cu cum stăm cu mâncarea. La stupul 3, în primul rând să modificăm configurația, avem un stup pe 12 rame. Așa, îl setăm ca și stup pe 12 rame. Nu aveam setate rame, așa că nu pierdem nimic. Și este un multietajat redus, de aceea vom adăuga un corp, două corpuri de fapt de 1 pe 2. Așa, încă unul. Ștergem corpul cu care a fost creat inițial stupul. Așa. Și aici să configurăm un pic ramele. N-am intrat în corpul de jos, deci doar adăugăm full de rame. În corpul de sus iarăși avem 12 rame. Edităm câteva rame. Știm că aceste 3 rame sunt cu puiet. Am salvat parțial configurația. Acum îl vedeți, stupul numărul 3 este un multietajat redus și îi vom seta un flag. Ia să vedem. Hai să zicem fără matcă. Pentru a-l verifica data următoare dacă într-adevăr are matcă sau nu. Aici a fost doar folie nanocard. Așa, bine sunt. Spre marginea cuibului. S-a presat un pic prea tare, văd că peste cum îi spune, peste turta proteică și n-am mai avut spațiu să intre să o ia. Așa, avem un pic de puiet eclozionat aici. Însă nu văd ouă. Posibil o restrângere? Nu, cred că doar a eclozionat aici pe partea asta. Sau este grupat
mai înspre centru. Da, era grupat un pic mai înspre centru. Așa. Uitați aici. O altă elipsă. Și avem și puie tânăr pe lateral. Aici doar puie tânăr. Am așezat urca peste puiet. Înapoi folie anticondens. Aici cred că avem o familie mai puternică. Din cât se vede de deasupra, au cam terminat toată turta. Da. Cu greutatea nu stăm extraordinar de bine, așa că voi mai da și un pic de energetic. Dacă venim și cu un pic cel puțin de energetic, ca nu cumva să flămânzească. Ar fi păcat acum să ne moară în primăvară cu puiet. Aici e un stup care mereu când lucram la el se făcea noapte și nu mai apucam să filmez. Acum s-a mai lungit ziua și se pare că am ajuns pe zi la el. E un roi de anul trecut care se pare că i-a mers destul de bine. A dus în 2 săptămâni aproape, nu știu, un kil și ceva, un kil jumate de energetic și aproape 500 de grame de proteic. Așa. La greutate e bun, deci primește doar energetic. Îi mai dăm și câteva pungi aici de curățat. Se închide. Să vedem un pic și stupul vecin. Aici avem o locație unde sunt grupați tot câte doi. Arată destul de bine, cred că am mâncat toată turta proteică, da. Administrez podișor, e o turtă proteică nouă, produsă de stuparul.ro. Proteină, procent mare, avem 20% înlocuitor de polen, și anume 8% drojdie de bere inactivată și 12% făină de soia și 3% polen sterilizat ca să nu se transmită boli. În plus mai avem un procent sau nu neapărat procent, o cantitate de 5 ml de Hive Alive la kilogram de turtă. Asta fiindcă adjuvanții care întăresc familie de albine și îi dau sănătate sunt foarte bineveniți în turta proteică în primăvară. Așa, haide și tu mergi pe cealaltă parte și încă una, dacă are curaj. Așa. Așa, bun. Pentru a da sănătate albinelor. Nu știu dacă ați observat, dar chiar dacă în Franța e foarte mare umiditate peste iarnă, multe ploi, mai puțin frig, dar umiditate multă, nu am niciun stup cu semne de nosemoză.
Asta este foarte important pentru mine. Tot la fel împachetat cu folie anticondens și folie stretch de jur împrejur pentru protecție la vânt și culoarea aceasta neagră care încălzește foarte bine. Acesta e un pic mai mare, dar uite că e și foarte harnic. Văd că a terminat 500 de grame de turtă. În 2 săptămâni și ceva. Dar uitați ce cantitate bună de, adică frumoasă, de albine pentru un roi. Odișor proteic boost pentru voi. Și un pic de turtă energetică. Aici câteva sute, 102 de turtă energetică înapoi. Bun, și acum vreau să vă arăt cum putem administra hrană la toți tupii din de pe o anumită vatră deodată. Cei 16 stupi plus 2 stupi mai vechi care am pe alte vetre, îi vedem în stupina proprie. Acum, pentru a-i putea diferenția un pic pe vetre, deja avem o vatră stupărit urban, observați aici, și vom mai adăuga una care să-i spunem producție. Bun. Și acum adăugăm toți cei 16 stupi adăugați în producție. Ok. În momentul de față, în producție, avem toți cei 16 stupi. Și vrem să le administrăm turtă proteică. Facem acest lucru, apăsăm cele trei puncte care ne dau meniul pentru acest grup și avem caiet de stupină comun. Îl observați. Am apăsat, ne apare deja data de astăzi și nimic selectat. Vom merge la hrăniri, mergem la turtă proteică și administrăm sute de grame, adică 0,5 kg. Ok, deja avem această linie în caietul de stupină pentru toți stupii. Ieșim din acest meniu și să verificăm pe primul stup caiet de stupină. Avem turta proteică dată. Hai să vedem un altul, zicem numărul 10. Caie de stupină, turta proteică dată. Astfel putem foarte ușor să facem administrări de turtă și să le memorăm deodată la toți stupii dintr-un anumit grup sau tratamente sau alte observații pe care le puteți face cu ajutorul caietului de stupină. Mulțumim că ați urmărit această parte a prezentării Boxy Bee. Vă urăm o apicultură inteligentă. Aș fi vrut să fie un pic mai puternici stupii, dar asta sunt acum. Voi continua stimulările și vă voi ține la curent. Nu uitați, stuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Vă doresc o primăvară cât mai explozivă în stupinile dumneavoastră, să creșteți populațiile așa cum vă doriți.